La noi în țară, guvernul nu mai vrea să facă rectificarea bugetară în acest an pentru a recalibra cheltuielile instituțiilor în funcție de încasările bugetare. În schimb, au plănuit să limiteze cât de mult cheltuielile cu investițiile și vor încerca să se încadreze într-un deficit de 5,5% din PIB. Ideea a generat deja nemulțumire în rândul primarilor. E pentru prima dată în istoria post-decembristă a țării când un guvern refuză să facă rectificare. Potrivit Asociației Orașelor din România, lipsa rectificării ar urma să afecteze mai multe orașe care au demarat deja proiecte. Rambursarea cheltuielilor pe care primarii le-au făcut pe diferite proiecte, dar în principal pe POR, să fie timpul de rambursare mult redus, pentru că avem lucrări și cereri de rambursare foarte mici pentru care încă nu am primit bani. Este o problemă gravă de finanțare. Sigur că mulți primari așteptau rectificarea bugetară. Din păcate, ea nu s-a făcut la mijlocul anului așa cum se făcea de obicei. S-a împins spre toamnă. Sperăm să se facă o rectificare chiar și acum în toamnă. În locul rectificării, guvernul va acoperi cheltuielile de funcționare a statului cu bani din fondul de rezervă. O explicație pentru decizia guvernului ar fi faptul că intervenția CCR și modificările ulterioare au făcut ca pachetul fiscal să capete formă definitivă abia în octombrie, adică o dată prea târzie pentru a influența bugetul pe anul acesta. De altfel, specialiștii de la finanțe ar lucra deja la bugetul pentru anul viitor. Cred că o chestiune foarte importantă care am discutat-o astăzi a fost și problema ajustărilor. Pe toate proiectele pe fonduri primarii au plătit cheltuielile legate de ajustări, ori aceste cheltuieli s-au făcut din bugetul local și încă nu s-au primit banii.